O să vă arate cum puteți să vă machiați singuri în seara de Halloween. Ca să nu mai apela, nu mai dați bănuți în buzunar, sunt câteva trucuri la îndemâna oricui. Așa că o să te rog, până o să vorbim noi, o să prezentăm revista presei și ce mai avem de zis, să te instalezi acolo la pupitru de... Ce o să faci? Cap de ce? Băur, cap de... Cap de leu băuriu. Timpul, din păcate, am înțeles că nu-mi permite să fac un machiaj foarte elaborat, da, până spre final, așa. Fac ceva mai simplu. Câteva... Cu de-alea, cu sânge, cu tăieturi? Puțin sânge, foarte puțin. Ca să vedeți că nu este pentru profesioniști, ci pentru amatori, o să-l rugăm pe Dorian. Tu poți să stai pe scaunul ăla? Dar cum să nu, ce? Poți? Abia aștept să Dorian s-a oferit să se machieze și el singur, trăgând cu ochiul, că la, deja în, trăgând în cu ochiul la Adelina. Așa că dacă îi va ieși lui Dorian, băiat fiind, că da, seama că stai să vezi că mi-e se și mai bine chiar. Vă dați seama că dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor, n-are cum să nu vă iasă, pentru că sunteți mult mai specializate în treaba asta decât noi. Ăștia care eu stau la machiaj. Singur? Da, mă, singur. Păi asta păi e ideea. Păi nu, eu fur de la ea trucuri aici. Stai asta să e vezi. Și ideea, să te stai faci singur, să nu mai dai banii pe un machiaj profesionist. Adelina ne învață cum să facem singuri. Voi puteți să dați drumul la treabă. Cu ce începem? Până atunci vă spunem că la 1, 2, 6, dacă puteți să nu vorbiți ca să le tăiați la valierele, da, ca să poată să vorbească, să se sfătuiască și ei să nu se audă pe post. La 1272 puteți trimite mesaje, pentru că mai aveți la dispoziție 25 de minute pentru a câștiga Samsung Galaxy Grand Prime Plus, pe care îl punem la bătaie în această săptămână. Nu uitați să adăugați data nașterii, pentru că doar așa poate ajunge la dumneavoastră. Ne puteți trimite mesaje și pe Instagram, pe Facebook și, bineînțeles, și pe Instagram. Mica Jigulina, Bordea Cătălin, Mielu cu onară, vă mulțumesc. Eu sunt Dorian și fetele noastre care au eliberat ringul. Să stă bine acolo, să fă băi, și vezi, cu... Doamne ferește. Doamne ferește, nu, da. Să mă fac drag. Roxana Geamăn și Andreea Nicoleta Dinu, pe care le știți, acum sunt în culise, nu vă mai pot face cu mâna, dar o să vă facă de două ori când revin, când revin după publicitate. Haideți să vedem ce au pregătit. Johnule, stai mă. Nu, că da, ești nebun. Ai pus prințul entuziasmului acolo, ești nebun. Pe spynews.ro. Iată, ce s-a mai întâmplat de, în sport? De imagini senzaționale în sport. În sport, apropo, felicitări pentru reprezentativa noastră Under 21 care s-a calificat, da, a bătut astăzi cu 4-0 echipa Liechtensteinului și după 20 de ani, cred, sunt calificați la un turneu european. Mulți dintre ei, gândiți-vă, dacă e reprezentativa Under 21 calificată după 20 de ani, da, mulți dintre ei erau atunci da, se născuseră era când an, am fost, exact, când da, am fost prezenți ultima oară la un turneu final. Imagini senzaționale cu Florin Piersic Junior. Iubita i-a sărutat mâna pe stradă, iar el i-a făcut o surpriză de proporții. I-a sărutat mâna pe stradă? Da, acum nu știu dacă este și iubitul ei și nașul ei, că de obicei așa se întâmplă. Pup mâna nașului. Ce surpriză i-a făcut Aida? A dus-o la shopping și ea i-a pupat mâna pentru asta? Bă, ce femeie extraordinară! Bă. Să uită mâinile noastre acum! Da, chiar o să o sună! Să uită mâna la televizor! Asta ești nebun! Dă sprint și du-te cu ea, ține tot timpul în portbagaj. Că cine știe ce se întâmplă, o să scoată oamenii aici știrea după site, să ai tot timpul printul la tine, uite, Liviu! Să vezi câte comentarii negative să fie la știrea asta din partea femeilor, ai stricat piața! Doamne, domnilor, da. Ce ai făcut, băi, ai pupat mâna? Da. Adevărul despre relația, prințesa imobiliarilor și fiul unui miliardar cunoscut. E supărare mare în familia Uzunov. Da, el este Uzunov, vecinul meu. Ai mai fost ceva de el, nu? Dar ce s-a întâmplat? Adevărul despre relația? Dar nu înțeleg topica și... Adevărul despre relația prințesa imobiliarelor și fiul unui miliardar cunoscut. Dacă este vorba de fata lui Eduard Uzunov, ea este fana noastră încă de când avea vreo 10 ani. Da, am vorbit cu ea acum câțiva ani, era micuță. Mă uit la dumneavoastră, aoleu, câți ani ai? Nu știu cât avea, 10, 11. Bă, nu prea ai voie să te uiți la un show păcătos, mă rog. O fată foarte mișto. Între timp, cred că... scrie câți ani are? Se apropie de 6, hai, bă, vreo 16. Nu știu dacă e majoră, dar mă rog. Și fica unui miliardar cunoscut. Asta mă interesează, bă, cine e fiul miliardarului cunoscut? Nu scrie.
Păi de ce nu scrie, mă? De ce nu scrie? Niciodată nu scrie. Ce e mai important, nu să scrie, să nebunesc eu. Fă-și mie mâine la fel. Au, nu, așa invers. Bă. Vesta care l-a făcut knockout pe Stelian Ogică. A sperat într-o minune până în ultima clipă. Bine. Terminați că se supără Loret. N-am zis, frate, nimic. Lua mea și familia. Borda, nu încetezi? La te, Chirghiol. De bou ce sunt. Oamenii din culise știu despre ce vorbim. Loret a plecat într-o tiradă, nu s-a repetat, l-a înjurat pe Cătălin 5 minute. Bă, da, e prima femeie care mă înjură. Te înjură continuu. Bazat. Bazat, adică, bă, băiatule, serios, jos pălărie. Oricum ai fost un bun încasator, trebuie să te feliciți, să știi, mi-a plăcut. Și fără să se repete. Fără să se repete. A primit Bordea. Știam, săraca Loret. Acum, până la un punct, abia și-a dreptate. Bă, cât o să mai ziceți? La faza aia o respect. Cât o să mai ziceți de Ogică, da, da. Așa s-a nimerit. Și gluma bună cu pisica albă iar a fost bună. N-a, bă, n-a trecut. Aia cu pisica n-a deranjat, aia la altă cu una. Și a băgat-o și pe aia puțin. Da, a băgat-o pe aia. Pe Stelian Ogică a sperat într-o minune. De când îl știu eu pe Stelian Ogică, speră într-o minune. Adică să-și ia milionul pe care i l-a luat... da, zice el că i l-a luat... Milion, unde milion? Sepepistu, bă, speră în minuni. Poate de data asta. Despre ce minune e vorba acum? Amendă la circulație? Ia uitați-vă, la părăsi nevasta. Aoleu. L-au trădat prietenii. Aici cred că e vorba și de noi. Că nu l-am mai chemat. Da, eu l-am trădat, sigur. Iar acum primește lovitura de grație. Costin Mărculescu nu mai are nicio șansă. Bă, de ce, mă, să nu mai aibă șansă? Dar când a avut? Între timp, păi noi n-am mai... A avut la un moment dat? A avut șansă la un moment dat. El a avut șansă. A, ok. Nu știu, de asta te întreb. Păi n-a avut șansă, începuse, a jucat pe firme, dacă s-a lăsat... Stai, mă, atunci? Păi atunci, a avut, vezi că a avut agenția aia de gagici. A avut mare șmecherie. Ce ai, mă, ești nebun? Păi a fost prima de capotabil care am văzut un Botoșan, el era la volan. Deci Mărculescu, cu puțin noroc în viață. Da. Sau, mă rog, poate cu... Știi cum se zice, că se mai face și cu mâna ta. Mergeam la el în Punta Cana, acum poate la casă cu alte alegeri, exact. Mărculescu ar fi fost foarte șmecher. Da, este caz de predat la școli de marketing, așa, nu. Și în familii. El un băiat extrem de sufletist, dar iată că alegerile câteodată în viață... De fapt, suntem suma alegerilor noastre. Bă, dacă stai să te gândești, chiar n-a făcut niciun rău. Păi n-a făcut, asta este incredibil. Da. Poate faptul că a rămas ancorat într-o glorie care cu timpul s-a stins, da. Și el a sperat că va reuși să facă ceva în domeniul de activitate. Da? Când vezi că nu mai merge un an, doi, trei, cinci, da, mai adaptezi și tu. Că, slavă Domnului, are două mâini, două picioare, putea să se apuce de altceva și, între timp, dacă reveneau vremurile bune, să fie din nou în top. Dar, mă rog, cum să nu iubească Gică Popescu? Iată cum își întreține corpul Luminița, soția fostului mare fotbalist român. Și horoscopul pentru 17 octombrie. Nativii pești primesc veștile mult așteptate. E cineva pește? Care așteaptă vești. Așteptați vreo veste mult așteptată? N-a așteptat nicio veste nimeni. Mult așteptată? Păcat. Iar leii fac negocieri importante. Yes! Ce m-am speriat? Asta voiam! Dar nu știu dacă sunt neapărat. Păi e de bine! Păi stai, mă, dar nu știu dacă e de bine. Nu strica, mă, vibe-ul, e de bine. Okay. Fac negocieri importante, nu spun că uite rezolvă. Uite ce ochi mi-a ieșit. Ochiul maro. Te-ai perfect. Bă, cred că vinzi hâțul, ești nebun. Câteva milioane de euro. Între timp, Dorian și Adelina, sub îndrumarea Adelinei, de fapt, Adelina... Vezi că deja sunt pe improvizație. Aoleu, asta da, mi-era el vrea să... Adelina lucrează în felul ei, normal. Dorian, dacă vrea să respecte indicațiile bine, dacă nu, nu. Vă prezentăm un machiaj... pe care să-l puteți realiza acasă, să vă impresionați în cuplu. Prietenii, gașca, uite, mă, de, poți să faci gașca în cuplu. De prieteni, în cuplu, eventual dacă tot te machiezi în cuplu, mai bine rămâi acasă și dați drumul la treabă. Mă machiez singur. Nu vă mai duce la nicio petrecere, da. Te ajut? Buongiorno, gata. Bă, dar dă-ți și pe... Este varianta... Doriane, da. Dacă nu ascult sfaturile lui Bordea, să știi că pierzi. Păi a venit el aici, a făcut restaurare. Sunt ochi și urechi. Ochi și urechi. Dar la el n-am să restaurezi, e perfect. Nu că săptămâna asta pe complimente. Acum sincer, fii atent, ia o pauză scurtă. Care e mai scary dintre noi de Halloween până acum? Eu. Pe bune. Zi, băi, Bordea, aștept și eu mulțumesc ăla. Ți-l dau vineri, mă. Stai așa, că deja am început să vreau să crez acum. Da, e foarte bine să fii creativ. Ce facem? Ne mai uităm la ei sau mai băgăm ceva? Nu fac niște. Păi fă-ți și pe buze, mă, dă-ți așa o bandă asta pe vreau. Mijloc. A, lasă-mă, nu luăm pub. Ne mai uităm nițe la ei. Cât mai avem până la pub? Adrina, de ce vrei să-ți faci? Îți faci coarne?
Dar zici că au mâncat amândoi pește din Fukushima. Nu fac coarne, că nu am coarne... Nu, desenate, credeam că îți face așa. Ia atent ce-mi fac eu acum, creație proprie, iarăși. Stai mă, Johnule, stai așa să ne zică fata, ia zi. Stai mă, că gata, știu cine sunt. Stai mă, Bordea, te-ai ajutat fix, nu o văd. Stai că a început să-i placă și lui Bordea, vezi așa. Deci alea ce sunt? Coarne, nu-s coarne? Da, pot să fac niște urme de... Urme, de te-a... Ca și cum cineva mi le-a rupt. Hellboy! Pentru cei care chiar vor să experimenteze, chiar și în joacă lucrul ăsta acasă, ce trebuie să aibă? Voi ce aveți acolo? Tempera? Păi, ce poți, poți să ai acuarele? Da, o paletă de acuarele sau pastă cremă. Se găsesc, pudră. Presupun. Da, se găsesc pe internet. Pudră pentru fixarea cremei. Asta e o perucă. Ia băiatul meu, servește-te. Niște culori, farduri, în nuanțe de negru, roșu. Vezi, sau că depinde. Te șterg foarte repede apoi, nu? Oarecum, da. Oarecum. Marian Nistor. M-am deghizat simplu, ia uitați. Mi-a șoptit-o. Domnișoară, domnișoară. Între bobentiță și ăla sunt. Da. Mai ai nevoie de sânge artificial ca să fie cât mai scary. Dacă... Noi vorbeam la nivel basic, așa. Da, pentru... Atunci ce pot face oamenii acasă. Ketchup, da, ketchup. Bravo, da. Dar în principiu sunt lucruri care se găsesc în comerț. Da, se găsesc foarte ușor pe internet. Dorian să vede că... Vrei? Da, tu ai fost în Madagascar și vrei să te... Nu vreau, nu. Ba, ați cerut varianta mea de scary, da? Tot cu dinți pastelați, mă. Tu vezi că asta e mai albă ca dinții mei, uite-te. Ce te faci? Te duci la șbara și zici, bă, zic, bă, ce-i cu culoarea asta? Stai așa, lasă-mă, bine, nu mă. Hai să facem așa. Aoleo, șeicaru. Trebuie să mă spăl pe păr. Băi, șeicaru, ia cântă-mă ceva, lerui ler, bagă cu lerui. Leru și cu mine. Bagă-o pe aia cu părinții să plângem toți. Care cu părinții, că plâng eu. Enigmatic. Eu pe aia cu părinții lor și ce mulțumesc frumos. Tu e singurul care nu plânge la aia cu părinții, mă rog. Mamelor din lume. N-a fost o glumă chiar cea mai bună. Dar întotdeauna v-am spus, apreciez simțul umoristic al lui Cătălin. El a făcut autoironie toată viața, așa că nu e o problemă. Deci el este singurul care are avantajul că nu e emoționat de acea piesă, da. Mă rog, luăm câteva minute de publicitate. Între timp, cred că o să-i definitiveze și Adelina și Dorian machiajul de Halloween. Da, da, Dorian, să știi că improvizează, dar nu improvizează rău. Improvizează bine, mă, e ceva de Halloween, ce ai cu mine, mă mur, să mor eu acum. Ești bine, încerc și eu, îmi dau silința. O să vedem după publicitate care este cel mai nimerit. O gaură de glonț. Cel mai potrivit machiaj. 1, 2, 7.